ne păstrăm în siguranță cercetarea și inovarea, trebuie să ne uităm și la resursa umană și la salarizarea din domeniu, dar și la reforma institutelor de cercetare, în care o parte își fac treaba, despre o parte dintre ele nu mai știe nimeni nimic. România alocă cel mai mic buget pentru cercetare, 0,12% din produsul interbrut, față de media de 0,74% a Uniunii Europene, și mai grav decât atât, aceste cifre continuă să scadă. Această hotărâre, proiect de hotărâre pe care l-am votat acum vorbește de biotehnologie, inteligența artificială. Suntem într-un moment în care cercetătorii din România poate să contribuie esențial la dezvoltarea economică, însă e foarte important să ne uităm la structura și salarizarea din acest domeniu, astfel încât cercetătorii din România să nu contribuie la dezvoltarea economică a celorlalte țări, așa cum fac acum, pentru că au plecat în locuri unde puteau să aibă tehnologia necesară, libertatea să lucreze pe proiecte de cercetare mai bune și o salarizare corectă.